Delegația care a ajuns la Suceava a fost condusă de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Sfânta icoană dăruită parohiei sucevene a poposit de pe 1 octombrie 2023 la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Târgu Neamț. Un sobor mare de preoți și diaconi din toată eparhia Sucevei și Rădăuților a întâmpinat icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu în fața Bisericii Bună Vestire. În dreptul lăcașului de închinăciune s-a oficiat acatistul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, alcătuit de către Înaltpreasfințitul Calinic în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Credincioșii de departe și de aproape s-au rugat împreună la acest moment duhovnicesc alături de soborul preoților și diaconilor și de oficialității locale din Șcheia, Suceava și câteva comune ieșene. Sigur, aceste ziduri ar fi rămas poate mai reci dacă astăzi Maica Domnului n-ar fi dorit să ajungă aici. De minunat lucrează Maica Domnului. Această icoană a Maicii Domnului face parte din categoria icoanelor Maicii Domnului denumite Axionestin. Puținele icoane în care Maica Domnului îl are pe prunc în mâna dreaptă. Pentru noi credincioși de aici, se înseamnă că avem o datorie sfântă peste toate celelalte pe care le avem. Și aceasta este datoria de a păzi dreapta credință, știind foarte bine primejdiile în care ne aflăm și care ne pândesc la tot pasul. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit Înaltpreasfințitului Teofan și Înaltpreasfințitului Calinic pentru că au binecuvântat pelerinajul și a motivat gândul de a duce Sfânta Icoană la Biserica Bună Vestire din Sfântul Ilie Șcheia. Gândul meu a fost, aici va veni Maica Domnului. Tot dragul am dat-o pentru dumneavoastră, dragi bucovineni, care de astăzi înainte Măicuța Domnului vă așteaptă, repet, este pretutinien, dar aici și-a dorit locul Maica Domnului, are hramul Bună Vestire, a venit într-o zi mare, intrarea Maicii Domnului în biserică și-o găsiți aici și Măicuța Domnului va rămâne aici la Suceava, în Dulcea Bucovina. Părintele consilier Filaret Ruscan a oferit apoi Ordinul Crucea Bucovinei celor care au susținut organizarea acestui eveniment. Vă oferim cu părintească dragoste Crucea Bucovinei domnului inginer Constantin Pasternac, domnului viceprimar Dumitru Curcudel, domnului director Constantin Goroncea, pentru remarcabilă activitate în slujirea bisericii și a comunității. Urmează Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. De asemenea, părintele stareț Nicodim i-a oferit o cruce pectorală părintelui paroh Dumitru Mihoc. Părintele Ioan Mihoc, directorul emerit al Seminarului Teologic Liceal Ortodox de la Mănăstirea Neamț, le-a relatat celor prezenți minunea prin care copia icoanei Maicii Domnului a ajuns în Bucovina. Icoana Maicii Domnului a fost purtată în sunetul cântărilor în biserica parohială, apoi a fost așezată într-un frumos baldachin sculptat, realizat prin contribuția Mănăstirii Hadâmbu și a câtorva ucenici ai părintelui stareț Nicodim, în timp ce pelerinii s-au închinat la icoana Maicii Domnului, s-au interpretat mai multe pricesne.